Dimineața, Florin, bine v-am găsit. Eu zic să începem cu ziua de mâine, care este ultima zi din an, să vedem ce ne aduce, pentru că mâine mai avem parte de precipitații prin centrul țării. Vorbim de ninsori în Transilvania, în Maramureș, în zonele montane, iar în Banat, în Crișana, vor fi precipitații mixte și n-ar fi exclus ca și în restul teritoriului să plouă sau chiar lapoviță trecătoare. Iar temperaturile se vor situa între 0 și 6 grade. Temperaturi în general pozitive, vedem. Pozitive, peste cele potrivite pentru această dată și noaptea dintre ani. Vom avea temperaturi destul de plăcute, temperaturi de minus 4, minus 5 grade în majoritatea zonelor din țară, mai puțin în estul Transilvaniei, acolo unde temperaturile vor coborâ până la minus 9, minus 10 grade. Oarecum vești bune pentru cei care vor sărbători, să zicem, în aer liber în noaptea dintre ani, acolo la miezul nopții, sunt temperaturi rezonabile pentru temperaturi rezonabile, posibil fulguieli slabe prin Transilvania, prin centrul țării, dar nimic deosebit. Iar în prima zi a anului avem o vreme stabilă sub aspectul precipitațiilor, într-adevăr în jumătatea de vest ceva mai închisă, unde spre seară posibil trecător să fie lapoviță sau ninsoare, iar în jumătatea de est un cer variabil, este și soarele. Și sunt semnale că în primele zile din 2019 se răcește. Întrebarea care stă pe buzele noastre, avem ger de bobotează sau nu? Există și o parte bună, această răcire se face treptat. Pierdem pe zi ce trece câte 2-3 grade în termometre. Iată că marți vom avea temperaturi cuprinse între minus 2 și 5 grade, miercuri între minus 2 și 4 grade și vor începe temperaturile să scadă, iar în intervalul 4 și 6 ianuarie vor fi temperaturi cuprinse între minus 7 și 0 grade. Deci avem acel ger de bobotează.